Acești copii au fost emoționați, mămica lor în primul rând, se pare că mămica e chiar mai mult emoționată. Așa că, doamna profesor, felicitări pentru momentul pregătit și copiilor la fel. Sunt convinsă că mămicile au așa inima în ghiocel și că sunt sensibilizate de apariția acestor copii în scenă, în care o fac cu mare dragoste în pasiunea lor. Bun, mai departe, o altă corală va intra în scenă, un alt cor, coordonat de către domnul profesor Adrian Farcaș. Este corul Sfânta Cecilia, Bisericii Catolice, Fericitul Ieremia din Bacău. Vor interpreta piesa Floarea albastră, de Vasile Spătărălu, așa vă spuneam la pupitul dirijoral este domnul profesor Adrian Farcaș. Solistă este doamna profesor Andreea Simon, profesor la Colegiul de Arte George Apostu Bacău și la pian este un elev al Colegiului Național de Arte George Apostu Bacău, Florin David. Vă ascultăm!